Mămăliga. Mai trebuie să spun ceva? Fie că te fereai de ea când erai copil sau tânjești după un MBS ca odinioară, mămăliga poartă un loc special în inimile și cultura noastră. Apărut ca un substitut pentru pâine, odată cu introducerea porumbului în Europa în secolul al XVI-lea, mămăliga, ce cândva servea ca un aliment de bază pentru clasa de jos, a ajuns un preparat extrem de popular pe care îl găsești chiar și în cele mai luxoase restaurante. Eu am evitat pentru mult timp să gătesc mămăligă dintr-un simplu motiv. Era un proces lung și istovitor. Amestecatul continuu timp de 20-30 de minute în oala cu apă clocotită și mălai era destul pentru a mă descuraja și am potolit pofta de mămăligă. Spre norocul meu și acum și al tău, am descoperit zilele trecute o rețetă care promitea mămăliga perfectă, fără efort. Și pentru mine, este prima dată când încerc această rețetă, așa că ținem pumnii cu un like și aruncă-mi o vorbă bună în comentarii. Probabil te întrebi ce caută toate aceste legume în rețeta de astăzi. O întrebare bună. În mod normal, aș fi gătit o tocăniță, un ostropel sau poate chiar niște sarmale care să meargă alături de mămăligă. Dar acestea ar fi eclipsat scopul episodului de astăzi. Hai să punem pe lângă, la schimb, niște legume delicioase rumenite la cuptor. Poți alege orice legume ai prin casă sau grădină. Acestea sunt cele pe care le-am ales eu. Ardei gras în trei culori, o vânătă de dimensiuni potrivite, dovlecei, un vrej de roșii sherry, usturoi pentru a aroma și ardei iute ca să facem lucrurile puțin mai interesante. Pentru mămăligă îți trebuie, după cum bine știi, mălai, dar încearcă să alegi un mălai mai grunjos. Înainte să ne apucăm de legume, încălzește cuptorul la 220 de grade ca să câștigi niște timp. Începem acum pregătirea legumelor. Ceapa este prima în cazul meu și o tai în jumătate, iar apoi în felii destul de groase pe care le separ. Continui cu vânăta, pe care o curăț rapid de verdeață și coajă, folosind un cuțit de legume, adică un paring knife. Fac două tăieturi de-a lungul axei lungi și apoi o împart în cubulețe de dimensiunea aceasta. Urmează dovlecelul, căruia îi aplicăm același tratament, însă aici poți păstra coaja. Încearcă doar să păstrezi cam aceeași mărime a cuburilor cu cele de vânătă. Curăță acum ardeiul gras, cum știi tu mai bine, apoi împarte-l în jumătate și taie-l la fel ca pe ceapă. Dacă ți se par prea mari feliile, le poți tăia în două. Procedează la fel și cu ceilalți ardei. Diferența de gust între ei este minimă, cel roșu fiind doar puțin mai dulce decât cel verde, însă arată frumos să avem mai multe culori. Avem nevoie și de câțiva căței de usturoi. Eu am curățat 5-6 folosind tehnica zdrobirii cu lama cuțitului, apoi i-am tăiat în cubulețe mari. Roșiile le poți folosi așa cum sunt. Voi folosi acum un mojar cu pistil ca să creez o sare cu ardei iute. Am rupt în bucăți mai mici ardeiul uscat și am presat sarea grunjoasă care va ajuta la măcinarea acestuia. Este un pas opțional, însă de fiecare dată când am ocazia să folosesc setul de mojar cu pistil pe care l-am primit cadou, o fac. Ia o tavă de copt acoperită cu hârtie pergament și aranjează legumele în ea. Încearcă să le distribui cât mai uniform și nu uita de usturoi și de sarea cu ardei iute făcută mai devreme. Ultimul pas este să le stropim cu puțin ulei de măsline, care le va ajuta să se rumenească mai bine. Pune tava la cuptorul deja încins și lasă-le 20-25 de minute. Eu am uitat să adaug tomatele din prima,
așa că am scos tava după vreo 5 minute și le-am făcut loc printre celelalte legume. De asemenea, au fost și acestea asezonate înainte de a pune totul înapoi în cuptor. Ți-am promis că vom găti mămăliga cu efort minim și așa vom și face. Pentru ca planul să funcționeze, avem neapărat nevoie de o cratiță cu pereții groși și cu capac. În ea pune 950 de ml de apă și niște sare, apoi dă-o în clocot. Când apa fierbe, adaugă mălaiul în ploaie, amestecând ușor până când ai terminat de presărat tot mălaiul. Raportul este de 950 de ml de apă la 160 de grame de mălai, aproximativ 6 la 1 ca masă și 4 la 1 ca volum. Dă focul la cea mai mică treaptă de care dispui, pune capacul și uită de ea pentru următoarele 25-30 de minute. Cât timp mămăliga e pe foc, scoate legumele din cuptor, bucură-te de culorile de toamnă și pune-le la o parte. Mămăliga merge excelent cu brânză. Am avut la îndemână niște parmezan pe care l-am ras pe răzătoarea mică. Tu pune ce brânză preferi sau poți să nu pui deloc. Mămăliga este gata. Cât încă este fierbinte, voi adăuga câteva cuburi de unt și parmezanul ras, iar apoi voi amesteca. Brânza se va topi în interiorul mămăligii și o va face să se întindă, iar untul va îmbogăți gustul acesteia. Presimt că urmează în curând și un episod cu sarmale. Ai face bine să te abonezi ca să nu îl ratezi. Voi transfera o parte din mămăligă cu grijă într-un bol, iar pe măsură ce aceasta se răcește, se va și întări. Va rămâne totuși, cum am spus și mai devreme, destul de cremoasă, perfectă ca să fie un fel principal de mâncare și nu o garnitură. Peste legume, am pus puțin oțet aceto balsamic care să compenseze dulceața lor cu puțină aciditate și presar niște cimbru uscat după gust. Când mămăliga s-a mai răcit puțin, e timpul să pui legumele peste. Sucul lor și dressingul balsamic te vor infuza în mămăligă. Această rețetă poate fi făcută și în mod vegetarian, dacă sar peste brânză și unt. Va fi delicioasă și așa. Arată foarte bine, miroase excelent și abia aștept să gust. După cum am promis, mămăliga este super cremoasă, iar legumele aduc o explozie de aromă. Și totul cu un minim de efort. Sperăm că episodul de astăzi a fost pe placul tău și te-a salvat de amestecatul în oală. Spune-ne în comentarii ce fel de sarmale preferi, în foi de viță sau în foi de varză, iar noi începem să pregătim episodul următor.